Bună seara, stimați telespectatori! În ediția de astă seara a emisiunii noastre vă prezentăm disertația estetică Locul pomului de iarnă în locuința contemporană. Prezintă profesor doctor docent arhitect O. Tannenbaum. Vă mulțumesc pentru atenție! Așadar, Abies alba pertinata coniferus, în traducere liberă, o brad frumos. În traducere îl găsim în piață mai greu. Dacă nu avem o rudă în piață, cumpărăm o rudă a bradului, moliftul. Acesta se cumpără la coadă și se scutură în tramvai. Cu ce-a mai rămas, mergem acasă și cântăm cu toții: o, molift frumos, o, molift frumos. Dacă nu apucați nici molift, cumpărați un brad de plastic, care poate fi folosit atât ca gladiolă, cât și ca pom de iarnă, întrucât nu seamănă nici cu una, nici cu alta. Acasă bradul se așează pe o măsuță. Dacă este prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să primească vârful prin tavan. Dacă este prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și tăiem picioarele. Apoi luăm măsuța și o punem în dormitor, de unde scoatem șifonierul pe care îl punem în sufragerie. Dar unde punem masa? În baie. Dar în baie e baia. Și atunci unde punem baia? În vestibul, în locul frigiderului pe care îl punem în șifonier. În acest mod simplu, pomul ajunge lângă fereastră. Aici avem avantajul că odată cu pomul putem aprinde și perdeaua. Dacă nu dorim să aprindem nici pomul, nici perdeaua, folosim cu încredere tradiționalele artificii care nu se aprind nici puse pe aragaz. Cel mai indicat este însă să împodobim pomul de iarnă cu un set de lumânări electrice, ca acestea, le vedeți? Aceste lumânări puse în priză luminează feric. Ați urmărit rubrica cum să ne împodobim și să ne despodobim locuința. Vă dorim în continuare vizionare plăcută.